dragele mele! Astăzi am avut o cerință de la o abonată de-a mea, mi-a cerut un machiaj pentru un eveniment la care ea urmează să participe și am observat că ea este foarte pasionată de muzica și cultura coreeană. De aceea m-am inspirat din secretele frumuseții asiatice și am vrut să fac un machiaj inspirat din rutina zilnică a femeilor din Asia. Bineînțeles că veți spune că machiajul nu pare să fie deloc asiatic, asta pentru că nicio trăsătură de-a mea nu aduce cu nimic asiatic, dar dacă sunteți curioase să vedeți cum se construiește un asemenea machiaj, stați pe aproape! Eu mi-am aplicat deja fondul de ten și pudra și baza pentru ochi. Dacă nu ai o bază anume pentru ochi, ai văzut cum am făcut în celălalt videoclip, puțin corector, puțină pudră deasupra și e gata baza. Am lăsat contouring-ul și blush-ul la urmă pentru că vreau să-l facem împreună. Voi începe cu, și voi folosi în principal paleta de la Urban Decay, voi folosi niște culori neutre, naturale. Dacă nu e nevoie să ai neapărat această paletă, poți recrea acest look cu orice alt fard neutru și de fat, fără probleme. Deci, voi lua acest fard de aici, care se cheamă Midnight Cowboy Rides Again, dar nu cred că are vreo importanță. Și folosesc această mostră de parfum pentru că nu am nicio bucățică de hârtie pe lângă mine. Și cine a văzut review-ul meu pentru paleta de la Urban Decay știe deja că mă deranjează sclipiciul din ea și acesta se împroște peste tot pe față. Așa că folosesc această mostră în loc de paravan. Și îl pun ușor peste toată pleoapa mobilă. Cu o pensulă pentru pliul ochiului, voi lua puțin maro auriu, care se numește Smog, și îl voi pune foarte ușor în colțul exterior, dar fără să evidențiez pliul ochiului. Îl voi duce doar puțin ușor spre interior. Nu știu dacă ați observat, dar ele folosesc în general un singur fard sau nu folosesc fard deloc, doar eyeliner. În orice caz, întotdeauna au un machiaj foarte fresh, foarte natural. Și mie asta îmi place foarte, foarte mult. Ce am mai observat eu la ele este că le place să-și ilumineze foarte, foarte mult colțul interior al ochiului și pentru asta am un creion cremos argintiu și voi ilumina și eu cu el colțul interior mergând în jos cam un sfert din ochi. Iar deasupra lui voi pune foarte puțin fard alb și de fat. Voi ilumina și arcada, dar o las pe la sfârșit și veți vedea de ce. Acum voi merge cu eyelinerul și voi evidenția foarte, foarte bine ochiul în stil corean, în stil asiatic. Și am mers pe ideea unui machiaj natural pentru că fata care mi-a cerut să fac acest machiaj mi-a spus că are o rochie albastră. Și asta vroiam să vă spun și vouă. Că dacă mergeți la un eveniment seara și aveți o rochie foarte extravagantă, o rochie în culori, atunci este foarte bine să nu exagerați cu machiajul și cu coafura. Pentru că va părea prea mult. Veți părea mult prea aranjate și asta uneori poate deranja ochiul. Când ai părul perfect, machiajul perfect, rochia perfectă și totul scos în evidență 100%,
atunci asta nu creează un efect chiar atât de plăcut ochiului. Trebuie să lași fie fața mai liberă, să lași o singură chestie să iasă în evidență. Dacă ai ales rochia să iasă în evidență, atunci lasă părul și machiajul deoparte. Dacă ai ales o rochie mai simplă, atunci lucrează asupra machiajului. Dacă vrei o coafură mai specială, lasă restul mai simplu și mai natural. În ceea ce privește codița, știu că noi suntem obișnuite să ridicăm codița în sus, dar pentru a da iluzia unui ochi mai mic, unui ochi asiatic, pentru acest machiaj eu voi merge cu codița nu neapărat în jos, pentru că asta va trage ochiul în jos, dar voi merge cu ea drept. Asta va alungi și mai mult ochiul meu, vedeți? Dacă o ridic în sus, ochiul meu se va ridica în sus. Dacă merg cu ea drept, se va alungi ochiul meu. Am uitat să vă spun că folosesc eyelinerul gel de la Maybelline. Voi puteți folosi un eyeliner lichid sau orice fel de eyeliner doriți. Și contrez și linia inferioară a ochiului, dar cu o linie foarte, foarte, foarte subțire. Eu am introdus un alt pas în acest machiaj, un pas pe care fetele din Asia nu prea îl fac în machiajul lor. Și anume, cu un creion negru îmi voi linia linia pe atât cea de jos cât și cea de sus. Ele de obicei folosesc un creion alb ca să le deschidă mai mult ochiul. Eu însă, pentru că vreau să obțin un ochi mai închis, un ochi alungit, mă voi da cu creion negru. Și pentru că este un machiaj de seară și totul trebuie să dureze foarte mult, eu voi fixa acest creion negru cu puțin fard negru. Mi-am curbat genele și mi le-am dat cu rimel și chiar dacă este un machiaj de seară și mi-aș fi putut permite să pun niște gene false, am ales să nu o fac pentru că, după cum știți și voi, femeile asiatice nu au gene foarte mari, foarte voluminoase și foarte dese. De aceea eu am vrut să rămân cât mai naturală și cât mai aproape de look-ul asiatic. Acum pentru sprâncene, mie îmi place foarte mult cum au ele sprâncenele drepte, groase și stufoase, fără nicio arcuire. Pur și simplu o sprânceană groasă și stufoasă care merge din colțul interior al ochiului spre cel exterior. Am încercat să recreez și eu această formă, bineînțeles că nu poate fi exact cum o au ele, pentru că altfel ar fi foarte... nu ar fi foarte natural. Eu am văzut că tu ai sprâncenele foarte frumoase și te-aș ruga să le lași așa, să nu le modifici niciodată, doar să le fixezi cu puțin mascara gel, poate, sau eventual să le umpli pe aici, pe acolo, sau să le cureți de fond de ten și de pudră după ce te-ai dat cu fond de ten și cu pudră. Așa că eu voi contura puțin în afara formei mele ca să creez o nouă formă de sprânceană. Iar cu pensula voi încerca să recreez drumul creșterii... Aoleu, se ceartă vecinii noștri. Oare nu puteau să se certe în altă perioadă a zilei, nu când filmez eu tutoriale? Da, cum... mi-am pierdut și concentrarea. Se aude ceva? Eu sper să nu auziți. Și acum le voi fixa cu mascara gel. Acum că am ajuns la sfârșit, voi ilumina arcada și v-am spus că las asta la sfârșit pentru că mi-am redefinit sprâncenele, le-am dat o altă formă. Și de aceea
trebuie să iluminez arcada la sfârșit, pentru că altfel ar fi... mi-aș fi iluminat sprânceana mult prea sus. Ok, și acum că am terminat cu ochii, îmi voi contura fața și mă voi da cu blush. Pentru contur aleg o culoare foarte deschisă și foarte naturală, pentru că ele nu prea își conturează fața, au întotdeauna un ten foarte luminos și nu au oase foarte bine scoase în evidență. Poți să îți conturezi și nasul un pic dacă vrei. Eu îl voi contura foarte puțin. Și voi folosi un blush roz pal, pentru că pe pielea albă blushul roz se vede foarte, foarte, foarte frumos. Și cu o pensulă curată voi încerca să amestec totul foarte bine împreună ca să am un aspect mai natural. Iar pe buze voi aplica doar un simplu lip gloss pe care dacă îl iei cu tine îl vei putea reaplica și reaplica pentru toată seara. Eu am ales un lip gloss pentru că urmăresc să fac un look natural, nu vreau să încarc buzele cu un ruj, nu vreau să... Acesta este machiajul, dragile mele. Sper că v-a plăcut. Este un machiaj simplu și ușor de realizat. Nu trebuie să vă jucați cu prea multe culori, doar puțin farții de față și un eyeliner. Fetelor, sper să nu vă supărați pe mine dacă nu vă fac sau nu răspund cererii voastre cu un tutorial întreg. Este imposibil și nu e vorba că fac tutorialele fetelor care îmi sunt mai dragi sau nu există așa ceva. Fac tutorialele și răspund cu un tutorial cerințelor fetelor la care mă simt mai inspirată. Când cineva îmi cere să fac un machiaj anume și eu am inspirația și simt că se potrivește cu ocazia la care merge fata care îmi cere un tutorial, atunci da, toate aceste idei se transformă într-un tutorial. Dar dacă nu mă simt inspirată, dacă nu am o idee sau dacă mi se pare că nu trebuie să fac nimic special, atunci cerința voastră nu se va transforma într-un tutorial, vă pot da doar niște sfaturi pe pagina mea de Facebook. Cine nu a dat like să meargă imediat acolo și să dea like. Cu asta cred că am spus totul și v-am pupat!